Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați revenit la un nou Cox Vlog. În vlogul de astăzi, boys, vreau să vă duc, vă spun că vreau să vă prind cu DAF-ul ăsta. Dacă vedeți puțin volanul strâmb către câș și către partea din stânga, vreau să vă anunț și să vă spun că asta datorită unor mecanici care au făcut ei unghiul de fugă și l-au făcut ei cu volanul strâmb. Normal trebuie îndreptat volanul și băgat o tijă aici să stea volanul drept. Și după aia trebuie umblat la geometria roților, să zicem așa. De cum metru este încărcat cu... mă duc eu să mă bată mama dacă nu. Trebuie să cal frâna. Este încărcat cu ciment. Asta este un ciment truc. Dacă vine să credeți, omul descarcă ciment pe chestiile astea. Nu știu cât de periculoasă este remorca asta, dacă a ascuns la ceva. Sunt vreo câteva remorci pe care nu le-am avut legate de mine. Și nu pot să vorbesc despre ele din cauza faptului că mă depășește. De-a lungul timpului am încercat să vorbesc pe canalul meu de YouTube despre chestii care, într-o oarecare măsură, eu tind să mă pricep la ele, cum ar veni, înțelegeți voi? Sau măcar să-mi dau cu părerea pe departe, dar ceea ce nu am intrat prea adânc într-un subiect care nu prea a fost cam de acolo, că nu prea am avut eu ceva de zis într-o oarecare măsură despre. În vlogul de astăzi vreau să vorbim despre replica și cu bac și fără bac, tot șofer de tir mă fac, pentru că este o replică de un calculul băgat înăuntru. Este o replică foarte folosită, am văzut comentarii de la voi în care mi-a scris Adriane, pot să mai dau pe tir că te-l-au la bacul, bă, bine ar fi să luați bacul, dar școala nu este pentru toți. Școala nu este pentru toți. Și inteligență înseamnă altceva pentru fiecare. Uite, de exemplu, nu ești făcut, bă. Există oameni care nu s-au născut să fie doctor, bă, amin, amin. Există oameni care s-au născut să fie doctori. Trebuie să iubești ceea ce faci. Într-adevăratul sens al cuvântului, dacă vrei să mă întrebi pe mine. Eu am visat să mă fac doctor, nu veterinar. Era să spun veterinar. Dentist la un moment dat. Dar m-am pierdut pe drum așa și am avut nevoie de o scurtătură din care să fac bani. În meseria la șofer de tir nu trebuie bag, by the way, dacă vreți să mă întrebați. Știu profesorii universitari, știu profesori care s-au lăsat de a preda la școală doar ca să practice această meserie. Deci dacă ai vrea un sfat de la mine, ar fi să nu pierzi timpul, că am avut colegi din școală care s-au dus și au făcut o facultate, după aceea s-au mutat la alta și tot așa au luat bacul, spre deosebire de mine, eu n-am luat bacul, știi? Eu am dat bacul o dată, l-am picat și la revedere. Am luat bacul o dată, l-am picat și la revedere, asta a fost pentru mine bacul. Nu mă interesează în momentul de față bacalaureatul pe mine, nu vreau să-l iau, nu mă dau vreun inteligent. Inteligent, dar oricum rămâne de interpretat din punctul meu de vedere. Nu mă văd munci într-un birou. Eu mi-am descoperit pasiunea de-a lungul timpului și chestia ta cu bacalaureatul pentru mine s-a terminat într-o oarecare măsură. Sunt oameni predispuși să învețe de-a lungul timpului și să... Sunt oameni care pot mai mult, bă, eu cred că atât am putut eu, atâta, nu știu dacă neapărat am putut. Că probabil puteam mai mult dacă stau să mă gândesc. Am dorit pe bănci, am putut și aia, am putut. Ce am vrut în viață cu adevărat am putut într-o oarecare măsură, dar... Nu ești făcut pentru anumite chestii. Pentru anumite chestii, da, ești făcut, îți place, trebuie să faci ce îți place, pentru că de-a lungul timpului, făcând ceea ce îți place, doar atunci nu muncești. Gen, știi? Și de ce să fie scârbă de viața ta? Făcând. Pentru că având în vedere că petreci foarte multe ore într-un job, probabil jumate din viață tu petreci muncind, aproape că. Să zicem că muncești 12 ore pe zi, de luni până vineri, ai destul de multe ore petrecute la muncă. Așa că viața ta la muncă ar trebui să fie una bună. Nu poți să duci acasă cu gândul că să omori pe amore din cauza faptului că șeful tău ți-a zis nu știu ce sau nu te simți tu la muncă apreciat sau chestii de gen. Din punctul meu de vedere, cum am și primit mesaje de la oameni, sunt oameni care se reconstruiesc și la vârste destul de înaintate, la 40 de ani dau de șoferi profesioniști. Bravo lor, am văzut om care la 50 de ani venea cu ocazie la Craiova să facă școala de șofer, știi? Și am zis, bă, uite, fii atent, al bătrânul meu, bunicul meu, bunicul meu din partea mea, mai trăiește. Că nu-i parcă dată, nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte, știi? Și zic, uite, ești tu bunicul meu care... Din partea mamei care spune, mă duc după baba mea, mă duc după baba mea, el dincolo. Când l-aud așa, te duci pe baba, cum mă vezi, răbdare, ai răbdare să-ți vezi și tu nepoții, deci parcă te cheamă cineva acolo.
mă duc după bani, îl auz, îl auz, își pregătește țoale, își pregătește. Și mă uit în partea altă, în sensul opus, la omul ăsta, la 50 și ceva de ani, dă de școală șofer să mă bată, mă. Ca să vezi omul care vrea să trăiască, care e dornic de a trăi. Că cu cât stai din ele și te gândești la, și bă, ce gândești aia tragi de-a lungul timpului? Ce gândești aia tragi și să mai de acolo acolo? La un moment dat, n-am văzut, n-am să vă spun. Dacă te gândești bine, dacă vrei să urmărești oameni care te inspiră, care spun o poveste, care spun lucruri faine, care îți dau o stare de bine, o stare de, înțelegi? Îți dau o energie, îți dau un vibe, îți dau... Acolo ai să ajungi mai devreme sau mai târziu, înțelegi? Dacă alegi numai pesimitate, o să găsești pesimism în orice, nu știu, orice, că viața e crudă, mă, și dacă o pui pe grătar, tot nu o prăjești. Cum să vă zic? Și meseria asta e așa cum e. Să găsesc, dacă vreau să vorbesc despre meseria asta ca fiind o meserie proastă, credeți-mă pe mine că de-a lungul timpului, de când fac vlog, am dezvoltat un stil că dacă vreau să spun că meseria șofer de vedet profesionist este cea mai proastă din lume, crede-mă că dacă nu stau, nici nu trebuie să-mi fac scenariu. Nici nu trebuie să fac scenariu, dar văd numai rău. Văd rău. Și dacă vreau să spun doar binele din meseria asta, îți spun doar binele, cred că vreo 15 minute, nu îmi tace gura să mă bată mama dacă nu. Înțelegi? Dar eu partea bună a lucrurilor așa tot timpul în viață. Bă, și nu am fost, și când am lucrat pe comunitate, doream câte 3 luni în camion. Și atunci vedeam partea bună a lucrurilor. Aveam, da, liniștea ți-o pierzi când stai în camion, ți-o pierzi. Undeva la vreo 6 săptămâni durează să te bucuri de liniștea aia, dar e o dependență, că de ce? La un moment dat o să vezi că dacă duci pe comunitate, o să vezi că te înveți cu liniștea aia din camion și dacă te duci acasă, de exemplu, după aia îți vine să pleci de unul singur înapoi. Nu neapărat că se termină banii, înțelegi? Și te înveți cu ei, după aia vreo 6 săptămâni ai liniște, te bucuri de liniștea aia, te bucuri de că conduci, că ai liniște, dacă ești pe autostradă, așa frigiderul tău cu alea, viața ta liniștită, așa își vede treaba ta. După vreo 6 săptămâni încep să pici, cel puțin asta a întâmplat la mine. Pici, ce înseamnă că pici? Încep să abuzezi cu alcoolul, adică să nu mai bei o bere, să bei cam pe weekend 4-5-6 beri. Nu te mai poți abține, cel puțin așa pățeam eu. Nu eram fumător și nu mă mai puteam abține de la faptul că vreau să-mi iau țigări. Gen, știi? Și când vine vorba de abținut, te mai abții când vine vorba despre curvă săreală și tot așa o ții în continuare, ești într-o desfrânare totală, pentru că tocmai și din cauza altului că tu nu mai deții controlul asupra ta. Înțelegi? Acum, de-a lungul timpului și întorcându-te la replica, și cu bac și fără bac, tot șofer pe tir mă fac, să știți că lumea asta nu are nevoie doar de doctori. Lumea asta nu are nevoie doar de doctori. Și în viața asta, să știți că nu câștigă tot timpul omul deștept. Nu știu în câte cazuri din 10 omul deștept, inteligent, școlit câștigă în viață. Avem exemplu la tot pasul de oameni analfabeți care fac mai mulți bani decât oameni foarte inteligenți. Și te întreb cum de ce oare sau cum. Este că de multe ori în viață ajung oamenii școliți cu o facultate sau două să lucreze pentru analfabeți. Înțelegi? Acum explicați-o voi pe asta într-o oarecare măsură, cum se poate și cum nu se poate. Că se poate. În viață mai e vorba și de timpul și de timp. Timp ce înseamnă? Timpul să fie ajuns înainte acolo. De exemplu, dacă tu ai construit o afacere funcțională, de exemplu, tu ai ajuns, ai construit afacerea asta, GBC, ăștia au ifroane excavatoare. Acum câțiva ani, afacerea valorează foarte mulți bani, e un imperiu acum. Acum, dacă patronul e analfabet, voi credeți că afacerea asta nu funcționează? Că sunt oameni deștepți, puși în funcții bune și afacerea e prosperă. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci, nu neapărat în viață câștigă omul mai inteligent, cum nici eu nu mă consider un om inteligent, dar de-a lungul timpului am muncit și ăla care muncește, nebunește. Uite, exemplu, pe platforma asta, dau un exemplu așa, eu pe platforma asta. Eu când m-am apucat de YouTube, eu nu puteam să vorbesc, trebuie să recunosc. Nu știam ce să filmez, cum să filmez, ce să aranjez cadre, nici acum nu mă dau mare asta, dar eu pun mult mai mult preț pe partea mea verbală, adică ce îi spun omului decât scheme de culori și nebunii. Că nici frumos nu mă dau, de obicei mă tund chel, dar spun o poveste frumoasă de multe ori și o poveste care tind eu să cred că inspiră oamenii, așa fel încât să apese butonul de la ei puternic, rău de tot. Înțelegeți? De multe ori, oamenii mai hotărâți ajung să ajungă
unde și-au propus de mai repede să ajungă unde și-au propus, spre deosebire cei inteligenți. Că degeaba ești inteligent dacă nu ești muncitor și ambițios. Înțelegi? Ce înseamnă ambițios? Că de multe ori ești inteligent, dar inteligența ta poate că nu e apreciată în societate. Înțelegi? De exemplu, eu stau și mă întreb de foarte multe ori, uite, am făcut vloguri foarte bune, foarte, foarte cu mesaj pentru oameni, foarte mult să-i ajute pe oameni, foarte... De ce alea n-au fost apreciate mai mult ca vlogurile în care doar am spus o poveste? De ce? Sau în care doar am arătat o situație prin care trec? De ce? Omul de multe ori nu caută să învețe de la tine ceva. Omul de multe ori caută entertainment. Așa că conținutul ăsta de YouTube de multe ori light poate fi mai apreciat, adică să nu fie greu de digerat, poate fi mai apreciat de mai mulți oameni decât ăla care vorbești tu despre extraterestri, vorba. Să vorbesc eu acum, apuc să vorbesc despre motosapa Ruriți care aia nu știu ce, gen, știi? Nu știu pe cât la sută de oameni i-ar interesa chestiile astea. La fel și cu conținutul de drag vlog, nu este pentru toată lumea. Înțelegeți voi? Cam cum vă spun. Camera asta aș putea să opresc într-o oarecare măsură că aș făcut treaba. Așa nu mai are spațiu pe ea și nu vreau să-mi... Mai are vreo 2 minute, nu vreau să-mi strice cadrele pe aceea, să-mi fac aia, să-mi fac aia altă. Asta fiind spuse, în societate o să fie tot timpul nevoie. Și nevoia din societate tu trebuie să o percepi ca pe oportunitate. De exemplu, din punctul meu de vedere, având în vedere că foarte mulți mă urmăriți încă de mici cu gândul să ajungi șofer profesionist într-o bună zi, vreau să vă năruiesc într-o oarecare măsură visele și să vă spun că de la vârsta de vreo 15, 16, 17 ani, când mă urmărești tu 13 ani încolo, de la 13 ani tu poți să reușești să creezi un business ca la 21 de ani să nu te mai gândești la meseria de șofer de tir sau să-ți faci permisele doar ca să vrei să pleci din când în când într-o cursă. Înțeleg? Ca și pasiune, așa, nu neapărat ca să petreci tu foarte mult timp. Înțelegi? Pentru că nevoia din piață trebuie să o exploatezi. Ce înseamnă? E nevoie, de exemplu, la tine un oraș de muncitori în construcții sau de oameni care execută lucrări în construcții. Te duci, de exemplu, Saraol, adică faci materialul unui meseriaș. De la stadiul ăla ai învățat să devii meseriaș. Știi să pui gresie, de exemplu. Pui gresie, după aia mai vezi să faci altceva. Și la un moment dat a devenit meseriaș. De la meseriaș poți să-ți iei om care să fie Saraolul tău și de acolo poți să faci o echipă frumoasă și la un moment dat poți să iei lucrări tu de unul singur pentru care să încasezi ceva bănuți mai mult și de acolo să împarți oamenilor cu care reușești să lucrezi. Cum ar fi? Cum îți sună ideea? Până la 21 de ani. Nu poți să joci ultima carte șofer profesionist. Gen, știi? Dar meseria asta nu o să moară niciodată, dacă mă întrebați pe mine, prea devreme sau prea târziu. Infrastructură ca în așa fel încât să conducă camioanele singure, nu văd eu prea devreme sau prea târziu. Și dacă o să ajungă să conducă singure, tot timpul o să fie o nevoie de un șofer profesionist. Pe undeva pe acolo și dacă nu, oricum o să fim cu ochii în patru, că așa cum societatea ne ia, ne și dă. Și la ce mă refer? Ia uite, panouri solare să mă gata. Panouri solare trebuie spălate la un moment dat. Îți vizezi o firmă de spălat panouri solare. De spălat ferestrele la oameni, cum am văzut prin Preston. De făcut curățenie în casă, cum am văzut ideea englezească fiind ideea asta cu a face curățenie în casele oamenilor contra cost. Am văzut firmă mai alt de pe un grup din filiași. Oamenii își făceau reclamă la o firmă care făcea curățenie la domiciliu. Taram! Deci e important să fii cu ideea, pac. Și nu știu cât e omului, cât poți să iei omului pe oră. 20-30 de lei pe oră. Deci faci curățenie acolo, faci curățenie acolo, faci curățenie acolo. Sau 50 de lei pe oră. Gen, știi? Și faci curățenie oamenilor în casă. O să fie timpul, nu cred eu că vreodată oamenii nu o să mai fie nevoiți, nu o să mai aibă joburi pe pământ. Că există de la spăla indicatoare până la mai știu eu ce. Și dacă o să dezvolte deja infrastructura atât de tare încât să meargă camioanele singure, dar nu vă, în fine. Vă las să scrieți voi în comentarii despre chestia mea, poate, na?
Tot cred că se vor face joburi unde tot nevoia de om pe pământ o să fie tot timpul. Tind eu să cred. Probabil că, în fine. Dar revenim la replica și cu bac și fără bac, tot șofer pe tir. Vreau să vă spun că pe tir n-ai nevoie de bac, o viața mea. În construcții, dacă lucrezi, n-ai nevoie de bac, o viața mea. Înțelegi? Acum, depinde cum îți imaginezi. Tu trebuie să faci o simulare din asta vizuală, să-ți imaginezi ce job ți-ar potrivi ție. Eu, pentru mine n-a fost, eu am încercat să lucrez într-un birou odată, mi-aduc aminte, și de atunci n-am mai vrut în viața mea, pentru că pentru mine munca de birou este absolut și absolut boring. Ce înseamnă? Mă ia capul, mă ia mintea, fac spumă la gură, stai acolo să fac... Îmi place să editez videoclipuri, pac, pac, dar nu prea mult timp pe calculator, nu prea mult timp. Îmi place să uit așa, să merg așa, să mă duc așa, să trag retarderul, să fac aici la sens, să fiu liber, să nu mă bâzie cineva de cap, să vii tot timpul, telefoane, țâr, 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 stres, bagă cafele în tine, bagă... O cafea mai beau și eu din când în când, dar nu pot să zic că beau așa ca să rezist la stresul de care... Nu-mi place să de telefonul tot timpul. Sunt oameni și oameni. Suntem diferiți din cauza asta și în vârf de pământul. Ca dacă am fi tot la fel, am luat o razna să mă bată. Am luat o razna. Pentru mine nu este jobul de birou. Și mi-am dat seama încercând. Doar încercând o să-ți dai seama ce e pentru tine și ce nu e pentru tine. Înțelegi? De-a lungul timpului trebuie să încerci anumite joburi și o să dai seama, bă, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place. Și făcând ceea ce îți place de-a lungul timpului, o să vezi că nu muncești. Nemuncind ești mai fericit în viață, mai împlinit, nu albești de tânărul, te ia capul, nu te ia ălea. Înțelegi? Deci, și cu bac și fără bac, funcționează într-o oarecare. De exemplu, în Anglia nu că nu-ți cere numai bacul, nu-ți cere fișe medicale, nu-ți cere aviz psihologic. La așa nu te angajezi, nu te controlează dacă ești sănătos la cap. Dar, la început, te întreabă de referințe. Dacă ai apucat și ai lucrat la o firmă 2, 3, 4, 5 luni, ți-ai făcut treaba, după aia la următoarea lucrezi, liniștit. Dar sunt agenții, când e foame de mare de șoferi, care te ia direct. Nici nu te controlează cam unde ai lucrat, dacă ai lucrat, dacă ai făcut ceva, dacă n-ai făcut ceva. Nimic mucles. Înțelegi? Te ia și n-ai nicio treabă cu nimic. Așa că și cu bac și cu fără bac, nu vă simțiți învinovățiți sau marginalizați în societate, pentru că sunt oameni care se laudă cu anișori, cu anișori de pușcărie grei în spate. Și nu văd asta fiind o chestie prea bună, dar fiecare se laudă cu ce are, dacă se laudă. Voi puteți să munciți și să vă faceți... Sunt foarte mulți oameni milionari care nu au bacul, vreau să vă spun, și sunt oameni care au dezvoltat afaceri frumoase, grele, fără a avea... E foarte multă informație și în școală care nu duce nicăieri pentru tine. Chiar mă întreb acum, teorema lui Pitagora, când o să-mi ofere și mie 50 de euro la salariu, ipotenuza la pătrat egal cu suma pătratelor catetelor, cam așa sună, am rămas cu formula asta, nu o să mă ajute niciodată în viață, sunt sigur de ea, și sunt foarte multe chestii care nu or să te ajute în viață, pe care le înveți în școală. Păcat că școala nu se modifică în așa fel încât să ne pregătească pentru prezent mai mult, dar aceleași chestii repetate de ani de zile care pur și simplu îi se împing în cap și pentru mine n-a făcut logică niciodată faptul ca să învăț niște chestii care nu îmi vor folosi niciodată. Dacă ai reușit să încapezi atenția cumva cu niște chestii care îmi vor folosi în viață, ai reușit să le învăț. Altfel n-am putut. Vă spun drept. Altfel nu am putut. Sau să învăț eu comentarii. Comentarii, adică ce a comentat ăla despre ăla. Care l-a scris o operă și l-a comentat ăla opera lui ăla. Da. Hai mă, că propria mea părere când mi-o fac, mă? Deci nu mai vreau să fac eu propria mea părere despre opera lui ăla dacă vreau. Reacție gen. Nu? În fine. Ca asta vreau să vă spun, nu vă simțiți inferiori în ceea ce reprezintă societatea, pentru că e nevoie de voi peste tot. Mai mult sau mai puțin, depinde ce știi să faci. Dar important e să știi să faci câte un puțin din toate, pentru că și să vrei mai mult în viață, că dacă vrei mai mult, faci mai mult. Înțelegi? Și eu așa sunt și eu cu online-ul. Am vrut mai mult decât un șofer profesionist, tocmai din cauza aia am și făcut, tocmai din cauza aia și continui să fac și tot așa în continuare. Înțelegi? Dacă poți și tu, faci și tu viața mea, în cazul în care nu vrei să faci, măcar dă și tu un like. Și dacă ești bine cum ești, tot respectul pentru tine, da și voi un like, puternic, tot un follow pe Insta, pe pagina de Facebook Adrian Cox. Am intrat în sala Uber!
De data viitoare, boys, cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Vă pup, man, și vă doresc o zi minunată. Aprind și eu, fac farurile, trebuie să dea aer. Minunată.